Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face cu făină de porumb, o rețetă dulce și una sărată. Voi unge această formă. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! O să avem nevoie de un bol unde o să le amestecăm. Așa. O să facem doar, o să iasă 3 sau 4 în această formă. Vedeți? O formă din silicon. O așez așa aici, doar le amestecăm și le dăm la cuptor. O prăjitură cu făină de porumb. Astăzi facem cu făină de porumb, ziua 7. Să știți că săptămâna trecută am dat circa 3 kg jos. Așa, să vedem la sfârșitul săptămânii acesteia. Și ultima masă, în jur de 6-6 și jumătate. După aceea nu mai mănânc și îmi beau un ceai, un ceai de foi de dafin, pentru digestie și pentru durerile mele de oase. Atât. Deci când vă așezați seara la masă cu soțul, cu familia, le puneți lor pe masă, așa, și vă așezați în fața unei căni cu ceai și încet, până ei termină de mâncat, vă beți ceiuțul. Și să vedeți ce bine vă simțiți după aceea. Așa. Și astăzi vom face acest dulce cu făina noastră de porumb. Și o să avem nevoie de 50 g de făină de porumb. O să iasă 3 sau 4. O să mai avem nevoie de un ou, de 50 de miere de albine, dar puteți înlocui și cu zahăr dacă doriți. Așa. 3 g de praf de copt, cam o jumătate de linguriță mică, coajă de la lămâie, coajă de lămâie, zeamă de lămâie, 25 de grame. O stoarceți, o puteți și cântări, de la o jumătate de lămâie. Vedeți, eu am curățat coaja și pun zeamă. 50 de unt, unt topit. Aici am lămâia, am să o dau deoparte. Așa. Și un praf de sare. Și o să le punem pe toate așa aici. Eu mi-am uns cu unt această formă. Cu unt, cu ulei, cu unt, cu ce doriți. Cu unt topit sau cu ulei. E același lucru. Cred că vor ieși 3. O să vedem imediat. Și o să punem în interior. În acest vas. Să-mi dau deoparte, să pun aici aproape să se vadă. Așa. Să pun așa în față. O să punem oul cu praful de sare. Mi-am deschis și cuptorul. Acum o să adăugăm și mierea. O să o punem cu o linguriță. O să adăugăm și miere de albine. Așa. Și amestecăm așa puțin. Adăugăm și puțină coajă de lămâie. Așa. Zeama de la jumătate de lămâie. Eu am să o storc așa bine. I-am mai făcut înainte și are circa 25 de grame de la lămâie cântărită. Așa. Și o să dăm așa deoparte. Amestecăm. Adăugăm și untul topit. 50 de grame. Așa.
așa bine. Și acum adăugăm făina de porumb și cu praful de copt. Și amestecăm. Să vedeți ce bune sunt. Și amestecăm bine, bine, bine. Puteți amesteca și cu un mixer, dacă doriți. După ce am amestecat, o să punem în această formă, vedeți, o formă din silicon. O să ne alegem 2-3 de aici și o să punem. Așa, ori turnăm, ia să vedem. Și 4. Am făcut pozne. Așa, și acum le dau la cuptor, încet, încet. Le pun pe o tavă. Așa, și le dau la cuptor. Așa, le-am pus așa pe o tavă, vedeți? Și le dau la cuptor. Și le las circa o jumătate de oră, am să le las la foc cam 170 de grade, la foc mai mic. Și acum o să avem nevoie pentru a doua rețetă de, o să facem o mămăliguță de făină de porumb, 75 de făină. Și aici am 150 de apă. Apoi o să am nevoie de 150 de cărniță de purceluș, tăiată bucățele. Apoi o să mai avem nevoie de roșii în bulion. Și am pus aici 165 de roșii în bulion. De o bucățică de ceapă, circa 16 grame. Deci o ceapă mică, mică, mică. O să avem nevoie și de vien, circa 50 de grame de vien. Piper, sare, ulei. Și o să mai avem nevoie de ouă fierte, una, două, depinde cât, de puțină mozzarella. Așa. Și acum să începem să facem sosul nostru și într-o tigăiță am să pun puțin ulei de măsline, cam 2-3 linguri. Aici într-o tigăiță și am să pun așa puțin ulei. Atât. Și punem ceapa. Și o pun la prăjit. Așa. Punem ceapa la prăjit să se prăjească puțin. Așa. Aici o să punem și cărnița imediat. Aici avem o oliță unde o să punem apa noastră pentru mămăliguță.
pe foc, cu puțină sare. Ia uitați, așa puțină. Și astăzi o să facem o măliguță umplută cu un sos cu cărniță, cu roșii, cu ouă și cu mozzarella. O bunătate, să vedeți ce bună este. Așa, și am dat pe foc, avem dulcele nostru. Eu astăzi mi-am pregătit și ceaiul meu cu foi de dafin și chefir cu semințe de chia. Vedeți? Dimineața, câte un pahar de chefir. Vedeți? Circa 180. El are 200 de grame. Așa, dimineața, un pahar de chefir cu semințe de chia. Sunt foarte, foarte bune. Conțin omega-3, proteine, fibre. Sunt foarte, foarte, foarte bune. Și seara, o cană de ceai. Eu îmi fac în fiecare zi 3 foi de dafin cu jumătate de kilogram de apă. Și în fiecare zi beau jumătate de apă cu 3 foi de dafin. Ori fac infuzie, ori le fierb jumătate de minut, depinde. Așa. Ia să vedem ceapa noastră. Vedeți că a început să se facă. Eu am să pun cărnița noastră așa aici. Așa. Și o punem pe foc să se prăjească puțin, puțin, să se undească. Așa, o punem așa să se undească. Și apoi o stropim cu vin, cu vin alb. Avem și astăzi. Și vă faceți așa, câte o porție? O porție de chefir dimineață, o porție de mămăliguță cu, eu am să fac o pentru prânz cu sos de roșii și cu cărniță și seara cu ou fiert și cu mozzarella. Tot mămăliguță pe ziua de astăzi. Și înainte de culcare. Vă besceiuțul. Așa. Ia să vedem. Așa. Ia uitați cărnița noastră, vedeți? Am îndit-o așa un pic. Acum am să pun vinul. Pun și puțină sare. Și puțin piper. Vedeți? Așa. Și amestecăm puțin așa. Și punem pe foc. Să se evapore vinul. Așa. Și după aceea adăugăm roșiile noastre în bulion. Așa, vedeți? S-a evaporat vinul. Adăugăm și sosul nostru de roșii cu un bulion. Amestecăm bine și punem pe foc și lăsăm să fiarbă, să fiarbă bine, 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 la foc mic. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină apă.
Așa, și punem căpăcelul și lăsăm. Când este gata cărnița și este scăzut sosul, este gata. Consistența noastră la sos va arăta cam așa, vedeți? Scăzut, scăzut. Așa. Și am să-l pun așa aici. Avem ul, avem mozzarella. Și acum am să le pun așa aici. Punem 300 de apă. Așa. Punem 300 de apă pe foc. Și cu un praf de sare. Ia să punem și sarea. Facem din nou. Așa. Imediat fierbe și apa și facem o măliguță. Eu mi-am pregătit aici o formă unde o să punem în interior. Așa. Vom avea nevoie de ouă fierte, de sosul nostru. Așa, de mozzarella, o să tăiem peliuțe, un cuțitaș, avem nevoie de un cuțitaș, de o lingură, așa. Așteptăm să fiarbă apa și punem făina noastră de porumb, dăm așa mai aproape. Încercăm să nu facem cocoloașe. O să amestecăm cu această paletă de data aceasta. Și acesta este meniul numărul 7. Și să știți că am slăbit săptămâna trecută circa 3 kg, 2 kg și un pic. Este foarte, foarte, foarte greu. Dar, în schimb, masa de seară eu nu o mai mănânc. Îmi iau doar ceiuțul meu cu foi de dafin. Și să știți că este bun și pentru oase. Eu îl beau și pentru digestie. Eu am probleme la oase, la artroză. Și să știți că este foarte, foarte, foarte bun. Ia uitați-l. Vedeți? Așa. Și înainte, la în loc de masa de seară, noi luam masa în jur de ora 8, 8 și jumătate. Mâncam. Acum nu mai mănânc. Și ultima masă în jur de 6-6 jumătate. Așa. Apa fierbe. Ia uitați-o, vedeți? Și punem făina noastră. Așa. Și amestecăm încet. Așa. E, acum, da. Așa. Și punem pe foc. Vedeți? Așa, și punem pe foc și amestecăm. Este făină care se face repede, deci e instantane. Așa, amestecăm să nu avem cocoloașe. Și punem pe foc. Așa. Și apoi o să punem în această formă. Și aici o să-mi tai mozzarella, peliuțe. Vedeți? Așa, o să tăiem așa feliuțe. Așa, ia să mai amestecăm în o măliguță. Noi facem câte puțin, dar mi-aduc aminte în copilărie când mă duceam la țară, la bunici. Doamne, ce frumos era! Foarte, foarte frumos! Și cum se făcea mămăliguța și mămăligă, care se întorcea pe fund, apoi se tăia cu ață, cu firul de ață. Doamne, ce minunat! Și ce bunătăți! Așa. O mai las încă puțin pe foc, vedeți? Așa. Încă puțin, să dau la mic. Așa.
Aici am și ouă ușoare. Am să-mi tai un ou ușor în două. Așa. Avem sosul nostru, ou. Să vedem câte o să ne iasă. Că ne facem doar pentru prânz și pentru seară. Așa. Și amestecăm așa. Să las încă puțin pe foc și vom pune, într-una vom pune mozzarella cu ou și în cealaltă vom pune din sosul nostru cu carne și cu ou. Așa. Și contează cât mâncați. Să aveți o feliuță de carne, o mâncați să fie cât podul palmei. Să nu fie mult și așa. Și cu un pic de salată, cu tot timpul. Să aveți mare, mare grijă. Așa, cred că este gata. Închidem la gazul. Și acum vom pune așa. În prima. O să facem două. Una pentru prânz și una pentru seară. Așa. Și acum, vedeți? Voi lua mozzarella și o voi așeza așa în interior aici. Așa. Și voi pune o jumătate de ou. Am să-l pun așa cu fața în jos. Și voi acoperi cu mămăliguța. Așa. În cealaltă parte, aici vom pune sosul nostru de roșii cu carne. Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Și vom lua din cărniță cu sos și vom pune așa în interior și apăsăm. Așa. Și vom pune tot așa o jumătate de ou, tot așa cu fața în sus. Sau invers, cum vă place, îl puneți oul. Așa. Și acoperim. Apăsăm așa aici, bine. Așa. Lăsăm așa puțin să se răcească. Vedeți? Am să dau deoparte. Acum sunt calde. Așa, ia să vi le arăt. Eu le-am făcut deja. Aceasta este cea cu... O să le și întoarcem. Cea cu ou și cu mozzarella. Și aceasta este cea cu sos. O să le și tăiem. Așa. Le lăsăm puțin așa să... Le puteți mânca rapid sau cum mi-au rămas de la prânz și le dați la cuptor puțin înainte de le mânca. Vedeți? Așa. Și ia să vedem cum arată în interior. Să tăiem, să luăm un cuțitaș.
Și să le tăiem pe acestea, să vedem cum arată. Ia uitați cum arată în interior. Vedeți? Așa, cu mozzarella și cu ou. Aceasta. Și cealaltă. Aici am și o bucățică de cărniță. Așa. Ia uitați. Umplută cu ou și cu sos. Așa arată. Și avem pentru, ia să mă uit și la cuptor, pentru prânz o să mâncăm cu ouțul și cu sosul și cu mămăliguța. În jur de 6 și jumătate, 7 cu mozzarella, puteți pune și cașcaval în interior cu oul, așa. Dimineața mâncați chefirul cu semințele de chia, este foarte, foarte bun. Și seara vă beți ceiuțul. Și dacă aveți nevoie de ceva dulce, am făcut și cel cu făină, cu făină, prăjiturelele care sunt la cuptor cu făină de porumb. Și o să vedem cum sunt. Așa, cred că sunt și gata. Am să pun așa aici. Ia să le scoatem să vedem cum arată. O să întoarcem și acestea. O să întoarcem, ia să facem curățenie. Așa. Am aici un punct. Să vedem cum au ieșit. Așa. E fierbinte. Cred că sunt gata. Budubum, budubum, să le întoarcem. Am să mă ajut așa cu șervețelul să întorc. Ia uitați-le cum sunt. Cu făină de porumb. Așa, o să punem pe o farfuriuță. Așa, o să le așezăm așa aici. Ia uitați-le. Vedeți? Și cine dorește, poate pune... Eu am niște cireșe în sirop, dacă doriți, cine dorește, cine nu, le lasă pur și simplu așa. Așa. Ia uitați. Am aici. Așa, o să ne pregătim meniul nostru. Putem pune puțină coajă de lămâie, tot am făcut cu lămâie astăzi, dacă dorim. Și peste chefirul nostru, tot așa puțină coajă de lămâie. Le putem lăsa și așa, sau punem câte o cireșică, vedeți? Din... așa, cu puțin sos. Cine stă dietă, nu mai pune. Ia uitați cum arată. Și să întoarcem și acele care le-am făcut acum. Așa, să ne punem tot ce avem aici în față.
le întoarcem să vedem cum sunt. Cum au venit. Ia uitați-le. Așa. Și una este cu sos și una este fără. Și pe cea cu sos putem pune și puțin puțin sos așa pe deasupra. Așa. Și aici putem pune o feliuță de ou, dacă dorim. Ia să vedem un cuțitaș. Unde l-am pus și unde l-am lăsat. Așa. Ia uitați. Și acesta este meniul nostru de astăzi. Ia uitați ce am făcut noi astăzi. Ce bunătate! Ia uitați. Un deliciu. Așa. Acestea le putem pune așa aici. Ia uitați cum sunt în interior. Și meniul nostru de astăzi este acesta. O să dau așa mai încoace. Putem pune în interior așa borcanelul, cine dorește să-și pună. Ia uitați cum arată. Ia să vă rog. Vedeți cum arată în interior? Și este bună, 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 bună. Și pufoasă, pufoasă. Aceasta este rețeta de astăzi cu făină de porumb. Ați văzut, se fac ușor, durează mai mult sucul, sosul nostru de roșii cu carne. Dar dacă faceți cu piept de pasăre sau cu... așa se face imediat. Sau puteți pune și carne tocată, cu carne de vită, tot la fel, imediat se face. Și acesta este meniul făcut împreună cu voi. Ia uitați, mămăliguță. Pentru prânz, cu sos, seara, cu ou. Și cu mozzarella și cu ou și cu sos pentru prânz. Puteți să pune doar sosul și ou-ul lăsați doar pentru prânz. Și prăjiturile, ia uitați. Brioșe, brioșe din făină de porumb. Un deliciu. Ia uitați. Sunt moi, 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 moi. Se vede că sunt moi. Ia uitați. Măi, măi, măi. Așa. Și cum am spus, dimineața un pahar de kefir cu semințe de chia. Să știți că sunt foarte, foarte, foarte bune. Conțin omega-3, proteine și fibre pe care avem nevoie. Așa. Am pus și puțin coajă de lămâie pe deasupra. Și ceiuțul nostru cu... cu foi de dafir. Acestea sunt, este meniul numărul 7. Așa. Acesta este meniul numărul 7. Să-l încercați, să vedeți cât este de bun. Eu vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu meniul numărul 8. Cu următoarea rețetă, cu următoarea zi. Acum am să public și pe canalul de YouTube această rețetă, aceste două rețete, că sunt două, și una dulce și sărată. Și vă doresc o seară frumoasă tuturor și multă, multă sănătate și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și vă pup dulce, dulce, dulce și vă mulțumesc din suflet tuturor că îmi sunteți alături. La revedere și o seară frumoasă tuturor. La revedere, vă pup, pupici!